Domnule Mușat, consilierii PSD au semnalat în repetate rânduri faptul că bugetul Câmpinei în ultimii ani a fost, în bugetul Câmpinei au fost incluse multe lucrări care într-un final n-au mai fost executate, așa cum făcea referire și domnul Nistor mai devreme, din diverse motive. Credeți că este posibil ca și anul acesta să se întâmple la fel? În urma analizării proiectelor de buget pe anii 2021, 2022 și 2023, făcând o comparație între acestea, vă pot răspunde că este o certitudine că și în proiectul de buget de anul acesta vom găsi poziții de obiective de investiții care se regăsesc introduse și în anii trecuți. Și aici mă gândesc la reabilitarea și modernizarea monumentului istoric Capela Dumitru Hernia, mă gândesc la realizarea pistei de aeromodelism, mă gândesc la realizarea parcării din zona erupției cu Uniunea Europeană, modernizare, reabilitare străzi și aici pot da exemplul Alexandru Vlahuță sau Ion Câmpineanu, obiective de investiții care, pentru care s-a deschis poziție bugetară cu sume infime și în trecut 2021, 2022 și anul acesta, sume, cum spunea și antevorbitorul meu, 5.000, 10.000 de lei, deci clar nu s-a făcut nimic în anii trecuți și probabil că nici anul acesta nu se dorește realizarea acestor obiective de investiții. Nu știu care este motivul pentru care sunt introduse și sunt foarte multe poziții privind obiectivele de investiții introduse în bugetul local. Încerc să intuiesc un răspuns gândindu-mă la faptul că cineva dorește să arate comunității, să arate câmpinenilor că este un om harnic, un om muncitor care dorește să facă foarte multe, dar care din păcate până la această dată ne-a demonstrat că poate să realizeze foarte puține. Deși din punctul nostru de vedere al Partidului Social Democrat, al consilierilor Partidului Social Democrat, a avut tot sprijinul, deoarece 99% din proiectele inițiate de către edilul actual au fost votate în Consiliul Local. Prin introducerea unui număr foarte mare de obiective de investiții, din punctul nostru de vedere, nu se face altceva decât să se crească artificial bugetul, lucru care a fost condamnat la începutul mandatului de către actualul edil, adresând acuze dure fostei administrații, dar iată că același lucru îl face domnia sa acum. Poate că acest lucru este o reminiscență din trecut, a învățat acest lucru să umfle bugetul din timpurile când era consilier personal al primarului Horia Tisean. Nu știu să vă spunem. De asemenea, ce vă pot spune este faptul că găsim în bugetul de anul acesta și în bugetele de anii trecuți poziții de obiective de investiții care cu siguranță pot fi realizate de către angajați ai primăriei municipiului Câmpina. Nu este cazul să utilizăm banul public, să dăm bani pentru consultanță în condițiile în care inventarierea locuințelor pe raza municipiului Câmpina, care a fost subiect de discuție anul trecut în ședința când s-a dezbătut proiectul de buget, când unul dintre consilierii noștri, domnul Duran, a ridicat această problemă, s-a creat un mare tam-tam. Văd că și anul acesta este prinsă această consultanță pentru inventarierea clădirilor din municipiul Câmpina. Lucru care se poate face cu angajații din primărie, urbanismul și poliția locală. Sau găsim servicii de consultanță pentru realizarea regulamentului de comerț și semnalistică. La fel cheltuim din banii publici când acest regulament foarte bine poate fi realizat și a se vedea municipiul Oradea, care am văzut că foarte des când a fost problema cu pasajul, s-a încercat de către anumite medii să facă comparație între Câmpina și municipiul Oradea. Regulamentul de comerț și semnalistică la Oradea a fost făcut de către angajații municipiului. Același lucru s-ar putea face și la noi. Deci răspunsul la întrebarea dumneavoastră este da, se găsesc
obiective de investiții care s-au regăsit și în anii trecuți, obiective de investiții pentru care nu s-a făcut nimic sau aproape nimic. Domnule Mușat, părțile bune și părțile rele ale acestui buget public, acestui proiect de buget public? Este foarte bine că administrația locală a înțeles faptul că viitorul municipiului poate fi mai bun în accesarea de fonduri europene și doresc să felicit pentru faptul că au fost depuse foarte multe proiecte, de ce să nu recunoaștem. Acum să vedem și finalitatea lor, că una este să depui și alta este să vedem și rezultatele, că după cum bine ne aducem aminte și pe lista sinteză la CNI au fost depuse N proiecte de către actuala administrație și ni se spunea că vor fi făcute pe CNI, dar acum găsim lucrările respective că se realizează din bugetul local. Asta este o problemă, dar este bine că totuși firmele de consultanță lucrează, consilierii locali le aprobă, peste 99% din proiecte au fost aprobate, felicit consilierii, pe toți consilierii locali care și-au sacrificat timpul, fiind chemați de către administrație dimineața, la prânz, seara, de azi pe mâine, au făcut un efort ca să citească sute de pagini pentru binele Câmpinei. Nu? Deci acesta este un plus din punctul meu, din punctul nostru de vedere ca și partid. În ceea ce ați spus puncte nevralgice, puncte rele, eu am observat în bugetul local, găsim două poziții care, privind obiective de investiții care nu și-au locul acolo. Și aici mă refer la alocarea de sume de bani pentru scrierea cererii de finanțare pasaj și dală pietonală. Ce mai caută acelea în condițiile în care pe 28 decembrie 2022 proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ-ului, vestitului PUZ, prin care se dorea realizarea unui pasaj în municipiul Câmpina, a fost respins de către Consiliul Local. Ori a fost o greșeală, ori poate există un as în mânecă și știm, la Câmpina se poate, se respinge cu nouă voturi împotrivă, după care mai scoate secretarul din joben, și este trimisă la prefectură hotărârea ca fiind adoptată. Din ceea ce știm astăzi și din ceea ce am văzut și pe site-ul primăriei, într-adevăr, proiectul cu pasajul a fost respins. Fapt pentru care este un semnal de alarmă de ce sunt cele două poziții prinse în buget. Se încearcă iar o întindere a unei capcane către cineva, nu știu, dar trebuie tras un semnal de alarmă din punctul nostru de vedere. Domnule Mușat, la capitolul cultură, recreere și religie sunt propuse spre alocare în buget sume ce însumează aproximativ 1 milion de euro. Din calculele noastre, peste 80% din aceste sume sunt alocate cheltuielilor de întreținere și salarizarea personalului instituțiilor publice de cultură, în detrimentul susținerii activităților culturale și care ar trebui să fie în beneficiul câmpinenilor. Ce părere aveți despre această discrepanță între cheltuiala cu salarizarea, cu instituțiile publice, cu gazul și lumina și bani foarte puțin pentru activitățile culturale, de fapt? Vedeți dumneavoastră, da, o întrebare bună. Se spune că în timpul celui de-al doilea război mondial, când se lucra la bugetul Regatului Unit al Marii Britanii, vei cei de la Ministerul Finanțelor și au prezentat bugetul primului ministru Winston Churchill. Iar la cultură era trecută suma zero. În momentul în care primul ministru Churchill s-a uitat la cei de la finanțe și ce se întâmplă? Ei au ridicat și au spus, suntem în război. Iar primul ministru Churchill a spus, și atunci pentru ce luptăm? Aceeași situație este și la această dată, la nivelul municipiului Câmpina și consider că la nivel național, cu bugetul pentru cultură și vă spun că
Într-adevăr, 80% anul acesta, anul trecut a fost poate a fost 70% pe cu sumele privind cheltuielile și cheltuielile de funcționare și personalul. Dar persoana care întocmește proiectul de buget trebuie să aibă în vedere în momentul în care alocă sume de bani pentru cultură, anual veniturile cu personalul au crescut, anual și mai ales în ultima perioadă, de când este această criză energetică și este războiul la granițele României, funcționarea, utilitățile au crescut enorm. Este firesc ca să se ducă o sumă mai mare pentru funcționare și pentru cheltuieli cu personalul, rămânând o sumă foarte mică pentru diverse activități culturale. Studiind bugetul vom vedea, într-adevăr, trebuie tras un semnal de alarmă, că aceasta este realitatea. 24 de milioane cheltuielile, 24 de milioane veniturile proprii, 27 de milioane cheltuielile cu funcționarea și cu personalul. Cred că ar trebui să existe și să se tragă personal un semnal de alarmă și o invitație către toate formațiunile politice să se așeze la masă și să se gândească la viitorul Câmpinii, pentru că în acest mod va fi foarte greu, când fondurile europene nu vor mai exista după 2027, să funcționăm. Noi ne-am gândit la nivelul organizației Partidului Social Democrat la anumite modalități prin care să modelăm, să remodelăm, să regândim aceste cheltuieli de funcționare și cu personalul și să le rebalansăm raportat la activitățile culturale, iar actul de cultură să fie din ce în ce mai prezent și din ce cu o calitate extraordinară. Din păcate, anumiți factori politici, când aud cuvântul cultură, le vine să pună mâna pe armă, dar eu am la acest moment, noi avem Partidul Social Democrat, noi avem câteva propuneri pe care pot să vi le prezint și dumneavoastră. Probabil că în bugetul de anul viitor celelalte partide le vor sustrage și le vor reintroduce, cum a făcut și cu alte proiecte. Dar, haideți să trec la subiect. Unul dintre aspectele la care ar trebui să ne gândim cu toții, deci de la administrația publică până la partidele politice, la infrastructura pe care o avem, imobilele care sunt deținute de către instituțiile de cultură, și să ne gândim dacă nu există posibilitatea schimbării destinației anumitor imobili care au niște costuri foarte ridicate. Și aici mă pot gândi la Casa Tineretului, cum Casa Științei din Câmpina. Putem să încercăm să gândim să-i schimbăm destinația acesteia. Unu. Doi la mână. Deși am fost acuzați, niciodată nu am fost împotriva înființării unui centru cultural la nivelul municipiului Câmpina. Dacă întrunește condițiile de legalitate, și aici am spus și am făcut și adrese prin consilierii noștri, că dorim înființarea unui centru cultural cu muzeu, casă tineret și casă de cultură în compunere, deci am fost întotdeauna pentru aceasta. Fără bibliotecă. Fără bibliotecă, iar biblioteca, dacă la acest moment ar fi avut personalitate juridică, ar trebui să se spună acest lucru. Anul trecut s-a schimbat codul fiscal, iar bibliotecilor cu personalitate juridică li se poate redirecționa de către anumite, de către cine dorește cota de 2%. La noi, la Câmpina, nu există această posibilitate, pentru că noi nu avem bibliotecă cu personalitate juridică. Și de ce să nu ne gândim? Acesta este una dintre soluții, să regândim, să gândim schimbarea destinației anumitor. Casa de cultură este casa de cultură prin arhitectură, prin deci schimbarea destinației anumitor,
anumitor clădiri. Și aici mă gândesc că totuși Câmpina nu cred că are la acest moment nevoie de două săli de spectacole. Nu are nici bani pe viitor să le întrețină. Se vedea, 24 de milioane cu 27 de milioane. Al doilea lucru, trebuie în momentul în care domnul edil va proceda la întocmirea proiectului privind organigrama și statul de funcții, să se gândească la faptul că numai prin scoaterea din organigramă a trei funcții, și aici mă gândesc, la două funcții de conducere, doi șefi de serviciu la nivelul poliției locale, noi în municipiul Câmpina, la nivelul poliției locale, avem trei funcții de conducere. Deși poliția locală poate să funcționeze foarte bine cu o singură funcție de conducere, deci dacă de la nivelul poliției locale va scoate două funcții de conducere care cheltuie anual 241.000 de lei, 241.936, și funcția de administrator public, delegându-i atribuțiile, tot este plătit. Plătit pe domnul viceprimar, da, este ales, este plătit, își face treaba, arată că vrea să facă treabă, îi delegăm atribuțiile toate domnului viceprimar, așa cum prevede codul administrativ, desfințăm și funcția de administrator public, eu vă dau câteva sugestii. Deci prin desfințarea acestor trei funcții, ar rămâne la bugetul local 432.000 de lei anual. Cu 432.000 de lei, mă duc și fac activități culturale. O piesă de teatru bună, foarte bună, costă 20.000 de lei. O piesă de teatru de păpuși pentru copii costă 10.000 de lei. Am putea să aducem anual. Și mai am o mare problemă. De ce? Până în 2019 se organizau, că și dumneavoastră a fost președintele Comisiei de Cultură, 4-5 activități, piese de teatru, festival de teatru. Deci 4-5 activități erau la Casa de Cultură în ceea ce privea activitatea teatrală. Anual. Nu mă poate contrazice nimeni. Din 2020, ok, a fost pandemia, dar cine ne-a oprit tot anul 2022 să facem activități? Am înțeles că se cară pianul, dar totuși acelea nu sunt activități culturale care să se adreseze tuturor câmpinenilor. Vă mulțumesc. În final, am să vă rog să răspundeți cu da și nu la următoarea întrebare. Formațiunile politice pe care le reprezentați vor susține sau nu vor susține proiectul bugetului public pentru anul 2023? Întrebarea se referă, bineînțeles, la cei care au reprezentare în Consiliul Local, partidele care au reprezentare în Consiliul Local. Am să încep cu domnul Mușat de data asta. Veți susține sau nu veți susține acest proiect de buget creionat și gândit de către primarul Alin Moldoveanu cu echipa sa? Vedeți dumneavoastră, cineva a încercat de la începutul mandatului să arate că este o victimă a Consiliului Local, automat și a Partidului Social Democrat. Noi având reprezentare în Consiliul Local, automat și noi am devenit niște dușmani ai poporului. Lucru care nu este adevărat, deoarece, mă repet, peste 99% din proiecte au fost votate. Ce vă pot spune, să revin la întrebarea dumneavoastră, este următorul aspect. Vom formula amendamente pe care înainte le vom aduce la cunoștința opiniei publice, ca să vadă opinia publică ce dorește Partidul Social Democrat să se realizeze în municipiul Câmpina, și pentru a nu mai da posibilitatea victimizării, cum s-a întâmplat anul trecut, când știți că a căzut bugetul, au lăsat Câmpina fără, a fost dezastru, până la urmă s-a funcționat, că era legal. Ca să nu mai dăm posibilitatea, vom aduce la cunoștință aceste amendamente, vor fi votate bine, nu vor fi votate iarăși bine, dar să nu mai dăm satisfacție, vom vota bugetul, pentru că este normal să facem acest lucru, și vom vota și proiectele care noi le-am dorit a fi implementate anul trecut, proiecte inițiate de către consilierii Partidului Social Democrat, plagiate de către
membrii altor partide anul acesta și le aduc la cunoștință pe această cale că noi, spre deosebire de dânsii, dânsii care anul trecut nu ni le-au votat, noi anul acesta, proiectele noastre inițiate de noi și copiate de către dânsii, le vom vota. Să înțelegem că reprezentanții partidului noastră vor vota bugetul public în forma actuală chiar dacă nu vor fi acceptate amendamentele? Noi vom vota, noi vom propune amendamentele și dacă aceste amendamente nu vor trece, mă repet, pentru a nu mai crea animozități, pentru a nu mai da posibilitatea victimizării, vom vota acest buget ca să nu mai fie loc de niciun fel de interpretare. Am adus la cunoștința câmpinenilor care, prin intermediul emisiunii dumneavoastră, și vom aduce și prin alte medii, care sunt lucrurile pozitive, care sunt lucrurile negative, dar nu ne putem opune accesării de fonduri europene, având în vedere, și nu ne-am opus până acum, având în vedere faptul că bugetul este croit în cea mai mare parte pe accesarea de fonduri europene. Repet, 99% din proiectele inițiate au fost votate de către consilierii PSD și ceilalți consilieri locali.